AS CE Roman a încheiat un nou sezon remarcabil, reușind pentru al treilea an consecutiv calificarea în cupele europene. După Cupa Cupelor în 2014 și Cupa EHF în 2015, în această toamnă AS CE Roman va reprezenta din nou România în Cupa EHF. AS CE Roman a jucat vineri și sâmbătă 20-21 mai la Cluj în turneul Final Four al Cupei României. După ce a trecut în semifinale vineri de Dunărea Brăila cu 27-20, victorie care a echivalat cu o nouă calificare în Cupa EHF, AS CE Roman a întâlnit sâmbătă în finala Cupei României campioana Europei pe CSM București. Afectată de indisponibilitățile Dianei Druțu și a Iasnei Toscovici și mai apoi de eliminarea Marinelei German în meciul de sâmbătă, handbalistele romașcane antrenate de Florentin Pera și Viorel Lazăr nu au putut ține piept campioanei decât o repriză. Oricum, spun oficialii, important este faptul că AS CE Roman va reprezenta din nou România în Cupa EHF. Păcate, soluțiile pe banca tehnică au lipsit la un moment dat. Am avut pe Toscovici accidentată și nu a putut să evolueze deloc astăzi. Am avut-o pe Diana Dusu, care a rămas însărcinată și în acest moment nu ne-a putut ajuta la aceste două meciuri. S-a cunoscut lipsa celor două jucătoare și nu am avut forța să ducem această partidă până la capăt. Am reușit doar o repriză să facem față mult mai puternicei formații din București. Felicităm pentru câștigarea Cupei României. E o victorie meritată la ceea ce s-a întâmplat astăzi. Suntem și noi bucuroși că am reușit să fim parte a acestui eveniment, că am ajuns până în acest moment. Suntem medaliați cu argint până la urmă în Cupa României și în același timp participanți în cupele europene. Cred eu că asta este cel mai important la sfârșitul acestui sezon. AS CE Roman a condus cu 4-1 după primele 3 minute, însă CSM București a revenit înclinând balanța până la pauză 15-13. A doua parte a meciului a fost în întregime a campioanei, care a terminat cu 8 goluri avans 32-24. Dacă pentru noi cel mai important joc acest Final Four a fost semifinala cu Brăila, acolo unde echipa noastră a dat tot din ea pentru a reuși să câștige și a făcut-o de o manieră clară, joc care ne-a și calificat în cupele europene. Meciul de astăzi, într-adevăr, nu am avut un lot care să ne ajute să putem să ținem piept multinaționalei câștigătoare ai Ligii Campionilor pe toată durata partidei. Am început bine, ne-am dorit, am jucat cu ambiție, am făcut o primă repriză echilibrată, însă în repriza a doua s-a văzut că au avut o bancă mult mai bună, au avut mai multe schimbări. Noi, pe lângă absențele Druțu și Toscovici, am mai pierdut-o pe parcursul jocului și pe German după ce a luat cartonaș roșu. Vă dați seama că am jucat și mă bucură faptul că Vartic a ajuns la un nivel de performanță care să joci împotriva câștigătoare Ligii Campionilor, să dai două goluri și să joci cu dezvoltarea. Asta înseamnă că s-a observat un progres la ea. În sezonul următor, România va avea 4 reprezentante în cupele europene. Campioana CSM București va juca din nou în Liga Campionilor. Sezonul 2016-2017 va fi primul în care nu se va mai disputa Cupa Cupelor, astfel că echipele care au performat în competițiile naționale de tip cupă vor evolua în Cupa EHF. Este și cazul AS CE Roman, finalista din acest an a Cupei României. Alături de AS CE Roman, celelalte două locuri ale țării noastre în Cupa EHF sunt destinate ocupantelor locurilor 2 și 3 din campionat, AS CE Baia Mare și Corona Brașov. AS CE Roman este la a treia participare consecutivă în Europa după Cupa Cupelor în 2014, acolo unde s-a oprit în optim, și în Cupa EHF în 2015, unde a atins tot faza optimilor de finală.